Bună seara, doamnelor și domnilor. E luni, ora 7, așa cum sper v-ați obișnuit. Venim în fiecare zi de luni, miercuri și vineri la ora 19 seara cu colegii ai noștri din teritoriu sau de peste hotare, colegi din Partidul Verde. Eu sunt Oleg Brega, în drumul taberei București, un fel de moderator de când am aderat la Partidul Verde. Și oaspete în seara asta e domnul Robert Salamon, lider responsabil de filiala județului Neamț. E prima dată când participă și dumnealui și această filială în emisiunea noastră. O să-l rog pentru început să se prezinte, de parcă ar fi în dezbatere electorale, dar deocamdată eu o să țin partea publicului și a... și partea adversă, ca în dezbatere electorale să se prezinte cu ce se ocupă, cum de a ajuns la Partidul Verde, de când. Bună seara! După cum am fost prezentat, Robert Salamon mă numesc. Un om simplu, muncitor, constructor, constructor mic, nu mare. Nu faceți cu... mănăstiri, faceți bisericuță. Da. Experiență în politică undeva la 5 ani, fost candidat la Senatul României. Mă duc cu încredere înainte, eram pe cale să las politica bolnavă care se practică în România. Și m-au convins niște oameni care sunt mult mai bolnavi decât politica din, de la mine din țară, tot care cred că sunt politicieni, dar se pare că ei nu știu cu ce se mănâncă politica, nici nu cunosc cuvântul politician. Și asta m-a convins să încep iară cu politica. Ideea era să mă duc independent la alegerile locale, având oameni pe lângă mine și oameni buni din Partidul Verde, care, cu care am luat legătura de foarte mult timp. Statutul Partidului Verde, faptul că are niște oameni capabili, competenți, faptul că am pus față în față pozele mai multor președinți, singurul pe care l-am acceptat să fie președinte era Florin Călinescu, o persoană cu care îmi doresc să stau de vorbă, cu care cred că e o plăcere foarte mare să stea oricine de vorbă. Și atunci, da, dacă te poți înțelege și ai o echipă foarte bună cu care să te duci înainte, înainte, mergem înainte. Nu e ideea mea să umblu după afaceri, după bani, un tip corect, cinstit, îmi văd de treabă, fac lucrurile cât se poate mai cinstit în viață, imposibil să nu greșești cuiva, chiar când faci cel mai bine, atunci greșești cel mai mult. Observ că e cam tipic moldovenește să fii foarte modest și să zici că sunt doar un constructor, dar asta e una dintre cele mai răspândite și cele mai întrebate și cele mai vechi meserii și eu sunt, pot să zic așa, la bază, constructor. Sau am încercat să fac politică și am candidat la Senat, adică culmea modestiei. Nu credeți că moldovenii au avut de pierdut din cauza asta și acum iată e una dintre cele mai slab dezvoltate economic regiuni de România? Nu credeți că moldovenii ar trebui să-și ia rolul mai în serios, rolul de cetățean, de contribuabil, de alegător, de politician, să-și ia soarta în mâini și să o făurească la fel ca ardelenii, la fel ca bucureștenii, de exemplu? Da, chiar e o discuție pe care o avem permanent aici. Eu fiind ardelean, eu sunt ardelean. Venit în Piatra Neamț de 10 ani, aproape 11 ani, toată lumea mă întreabă ce caut aici, de acolo, din Occident, pentru că Occidentul poate să fie și aici. Și sunt și aici foarte mulți oameni inteligenți, sunt foarte mulți oameni capabili. Știm foarte bine că avem o mare cantitate de oameni puternici din țară, inclusiv conducători, scriitori, oameni de cercetare, oameni inteligenți, putem să mergem înainte. Sunt foarte mulți, foarte mulți. Așa că eu cred foarte mult în Moldova. Sunt 100% că se poate face extraordinar, un lucru foarte bun. 100%. Nu mă dau în spate. Fapt pentru care am pornit. E foarte adevărat că sunt
mulți oameni care consideră că nu mai este șansă. Eu vin împotriva lor cu un calcul foarte simplu, că 18 milioane poate să fie mult mai mult decât, în matematică simplă a mea, înseamnă mult mai mult decât 500 de nebuni care își fac de cap în conducerea țării. Și atunci merg către ei. Foarte clar că oamenii din păturile sociale mai coborâte nu au informație. Ei nu au de unde să o primească și nu vor să le-o dea nimeni. Și atunci am făcut ceva în premieră pe țară, o campanie de informare. M-am luat singur și am pornit o campanie de informare unde am văzut că oamenii de rând pur și simplu sugativează informația. Ei nu știu nici ce înseamnă Constituția, nu știu nici ce înseamnă drepturile omului, nu știu nici ce înseamnă dreptul de a trăi sau dreptul la informație sau dreptul lor de a ieși în fața primarului cu capul sus, nu cu capul aplecat, pentru că nu-i primarul care trebuie să stea drept în fața omului și să urle la el. Primarul ar trebui să salute pe toată lumea, nu să fie mândri cum și orgolioși cum la noi, adică și ceartă pe cetățean. Eu o să-i învăț cum să nu mai fie certați. Dar se pare că așa da. S-a întâmplat până acum în istorie, tot din Ardeal ne veneau domnitorii și Dragoș Întemeietoru și Bogdan și după aceea al de Onisifor și ceilalți Ghibu treceau chiar Prutul și încercau să-i trezească la viață și la implicare pe basarabieni. Deci iată, mergeți prin un model de, cum să zice asta, apostolat? Civic sau politic. Îl salutăm și pe colegul nostru Gabriel Ursescu, un fel de apostol, de ambasador al Partidului Verde în Peninsula Scandinavă. El mă ajută cel mai des la comoderarea emisiunii, dar azi, cum avem un singur invitat, atunci o să rog și pe el să se simtă invitat și să vorbească din perspectiva românilor autoexilați în Occident. Dacă putem veni de acolo după aceea, după alte modele, deja cum veneau politicieni din exil în Cehia, în Polonia și aduceau civilizații de acolo. Dacă putem conta, eu știu, pe diaspora românească, din cei plecați, că o să vină cu expertiza, cu experiența, cu cunoștințele lor și să ne ajute să facem țara mai bună cam cum e Occidentul pe care l-au văzut. E vreo șansă, Gabi, ca România să ajungă vreodată ca Suedia? Eu zic că, da, poate nu chiar în termen scurt, dar unul să zică, domnule, ce zici tu nu se poate face niciodată. Eu zice că trebuie să începem cu primul pas. Și primul pas se întâmplă chiar în toamna asta și asta înseamnă mersul la vot. Și eu am urmărit tot felul de emisiuni, uite, chiar ieri urmăream pe Democrația Acasă, colegul nostru Vitalie Marinuță din Basarabia spunea acolo niște lucruri interesante, tot pe fondul unui conflict un pic mai special acolo este altă treabă și concluzia comună a fost, mă rog, concluzia care am trasă eu, opinez aici, dar au fost și a celorlalți de acolo, a fost că trebuie mers la vot. Și indiferent dacă am face revoluții și așa mai departe, până la urmă, mai devreme sau mai târziu, tot până la vot ajungem. Și ce face aici diferența între a fi sau a nu fi este implicarea. Eu știu că, vorbind de România, există deja în generația mea, dar un exemplu, simt o și frustrare, dar simt-o și o resemnare și pe care o văd și în diaspora, dar și pe fondul acestei crize legate și de coronavirus, o criză economică deja instalată și simt așa o lipsă de vlagă, lumea nu mai vede un orizont unde să își ducă visele, să zic așa, la îndeplinire și poate și din faptul că sunt o persoană optimistă, încerc să văd soluțiile acolo, poate chiar unde nu sunt. Și stau să mă gândesc ce trebuie făcut și asta și concluzionez, trebuie să nu renunțăm la vise. Și în momentul în care noi renunțăm la ceva
în care credem, în momentul respectiv putem spune 100% visul nostru nu mai este realizabil. Și eu cred că diaspora din nou are un cuvânt mare de spus, așa cum a avut un cuvânt mare în procentele de la ultimele alegeri. Și vreau să fac chiar și un apel celor care și din țară, care se uită și care au neamuri, cunoștințe în străinătate, să îi facă să înțeleagă că trebuie mers la vot, cei din străinătate să facă să înțeleagă pe cei de acasă să meargă la vot și uite așa, sunt în speranța în care Partidul Verde sau alte partide mici adună numărul de semnături, noi vom putea să schimbăm prin votul nostru ceva în localitățile de reședință din țară, aici mă refer, și în structura parlamentară. Eu cred că se poate, dar asta înseamnă ca noi să realizăm că se poate și să și acționăm în acest sens. Nu merge să stăm în canapea și să avem pretenția că se schimbă ceva. Acest lucru nu se va întâmpla niciodată și faptul că o personalitate ca și Florin Călinescu a decis ca să se implice, pentru mine înseamnă foarte mare lucru. Văd oameni care sunt în diferite situații și totuși cred că ceva se poate schimba. Și atunci de ce eu, care sunt, să zic așa, încă în floarea vârstei, de ce să stau deoparte? Deci, cred că cheia este acolo, să realizăm că se poate face ceva și să facem ceva pentru acea schimbare. Ați observat, domnule Salamon, în Neamț e diferență mare de prezență la vot față de, eu știu, Ardealul de unde veniți sau de restul țării, medie pe țară, și dacă ar veni mai mulți nemțeni la vot, s-ar schimba rezultatul votului? Cei care stau sceptici acasă au alte opțiuni electorale? Nu neapărat. Nu neapărat. Din cauza că depinde cine induce în eroare. Noi vedem foarte bine că o mare parte din oamenii care merg la vot sunt ușor induși în eroare, din cauza că ei nu au informație, nu știu ce fac. În momentul în care omul merge acolo și nu știe pe cine votează, se întreabă pe drum, tu cu cine votezi? Că eu nici nu-l cunosc pe ăla. Nu au informația necesară, nimeni nu se preocupă de ei. Pentru asta am și pornit campania de informare. Sau poate aveți predilecția electoratului de a fi mințit, omul vrea să fie mințit frumos pentru că adevărul doare și atunci accept o minciună mai plăcută decât adevărul care e greu de suportat. Da, doar că eu insist în permanență să nu mai mergem pe partea cu din doi răi alegem pe mai puțin rău, pentru că în esență e același lucru, e rău. Adică mai bine nu aleg. Mai bine nu aleg, asta e logica. Iar cine stă deoparte și nu vrea să meargă la vot din cauza că pur și simplu e comod, să stea și să se uite la copiii lui, să-și închipuie că peste vreo 20 de ani o să chinuie copiii aia cum nu se poate mai mult și o să fie vina lui, pentru că în momentul ăsta ar fi putut face ceva pentru ei. Asta e esența. Asta ar trebui să îi împingă pe toți. Pe diaspora cred la fel. Oamenii și-au lăsat copiii acasă, unii. Nu toți merg la fel de serios, o știu foarte bine și eu am fost plecat în Spania timp de 10 ani. Da, mai este, exact, scuză-mă, termină ideea. Merg oamenii acolo și suferă nevăzându-și copiii timp îndelungat. Dar dacă o să-i vadă că nu mai este legat și de ce spunea colegul cu COVID-ul și cu asta, șansele o să fie foarte proaste. Adică viața, dacă o lăsăm așa, o să meargă într-o direcție neclară. Nu o să știm ce o să facem. Copiii o să aibă de suferit foarte mult. Ei, dacă în momentul ăsta nu te interesează viitorul copiilor tăi, înseamnă că nici nu ai ce căuta în lumea asta. Du-te, nu știu, habar nu am, pe mare, stai pe mare, cumpără-ți un iaht, n-ai nevoie de nimeni. Dar în momentul în care ne gândim la familia noastră și la copiii noștri, ar trebui să știm că e nevoie să alegem și să alegem un drum corect, nu neapărat pentru noi, nu neapărat pentru un partid, neapărat pentru copiii noștri. Da, eu cred că asta este ideea care trebuie să ne călăuzească dincolo de ce simpatii politice avem
sau membrii cărui partid avem. Eu cred în treaba asta, că orice om trebuie să aibă niște idealuri. Și în cazul nostru am ales ca aceste idealuri să se realizeze inclusiv prin implicarea la Partidul Verde sau prin implicare civică, cum eu o mai fac din când în când, fiindcă mi este foarte greu să nu iau pulsul străzii, să nu vorbesc cu oamenii, să nu confrunt un funcționar de la ceva primărie sau chiar parlamentar sau chiar europarlamentar, cum mi s-a mai întâmplat în trecut. Și subliniez, implicarea este cea care va face diferența, indiferent că ești în București, că ești la Bruxelles sau că ești, eu știu, la Agapia, că dacă sunteți din Neamț, sigur știți despre ce vorbesc. Și apropo de județul Neamț, județul Neamț, dacă nu mă înșel, este un, ca și aproape toată Moldova, este un județ roșu. Și vedem ce se întâmplă cu aceste județe unde au fost păstorite de o serie de asemenea oameni politici. Și aici nu ne mai referim la PSD, ne referim și la cei care sunt acum la guvernare, la PNL, cât de prost au putut să gestioneze timp de 30 de ani. Și de fiecare dată ni se vinde iluzia că doar ei, care dacă ar veni la putere, vor rezolva. Și la următoarele alegeri iar nu se rezolvă nimica. Iar își vin contestatari și spun aceeași chestie. Trebuie să spunem odată în față că așa nu se mai poate și că trebuie să votăm pentru ceva, nu contra ceva. Și absolut. Exact. Și apropo, vis-a-vis de implicarea domnului Florin Călinescu în politică și a verzilor în politică, eu văd un singur hop aici, fiindcă toate, mă rog, acele câteva sondaje de opinie care au apărut de curând dau Partidul Verde și în special credibilitatea domnului Florin Călinescu o dau foarte sus, înaintea majorității oamenilor politici din România. Și singurul nostru hop este ca noi verzii să ne organizăm într-atât de bine, chiar și cu resurse minimale, să adunăm semnăturile necesare și este un îndemn și pentru cei care ne ascultă, către simpatizant să vină alături de verzi, indiferent că sunt în diaspora, în țară sau poate chiar în Republica Moldova, fiindcă avem și acolo verzi, și să adunăm semnăturile necesare atât pentru alegerile locale, cât și pentru alegerile parlamentare. Un procent, dacă fac aici o paranteză, dacă este să ne jucăm cu imaginația și reușim să înțelegem că dacă Partidul Verde ar obține între 5 și 10%, să zicem așa, 5%, să luăm această cifră, tot arealul politic se va schimba, fiindcă multe legi cad la diferență de 2-3 parlamentari. Tot așa legile în favoarea poporului se pot schimba în bine dacă domnul Florin Călinescu și alți câțiva nebuni frumoși sunt acolo în Parlament și reușesc să schimbe lucrurile. Iată că la București avem Alianța Metropolitană București-Ilfov, care s-a alăturat Partidului Verde, și aici este încă un apel organizațiilor civice sau partidelor mici care realizează că nu au nicio șansă singuri, să vină alături de Partidul Verde, să ne contacteze și haide să facem Partidul Verde, Mișcarea Verde, să fie din ce în ce mai puternică. Iată că există un semnal puternic din Franța tocmai astăzi, în care verzii din Franța, care nu aveau nu știu ce șanse la alegeri, iată că au luat primării de orașe mari. Și dau exemplu orașului Strasburg, unde chiar am fost de 2-3 ori și unde chiar am protestat în fața Parlamentului European pentru democrație, justiție și așa mai departe. Deci cunosc situația și credeți-mă, deci Strasburgul este undeva aici sus și Bucureștiul este undeva la nivelul unui cartier, exceptând poate câteva străzi din
centru istoric al Bucureștiului și poate Cismigiu și așa mai departe, nu poți compara nici măcar cu un orășel de provincie din Franța, din Germania, din Suedia și așa mai departe. Dacă este să ne raportăm cum arată străzile, cum arată infrastructura, cum civilizația oamenilor, cum sunt de civilizați și așa mai departe. Deci despre asta vorbim și noi am trebuit să tindem către asemenea modele. În această cauză, cei din diaspora, repet încă o dată, trebuie să se implice și de data aceasta. Dacă nu mergem la vot și nu ne implicăm în acest an, gândiți-vă că va veni poate o decadă de plecări are românilor, se va accentua această plecare, fiindcă România este deja în colaps economic. Și credeți-mă, acum România este în perfuzii din mai multe puncte de vedere și banii, remitențele celor din diaspora ajută ca țara să supraviețuiască. Asta este adevărul. Și în condițiile în care avem în diaspora oameni români care și-au pierdut locurile de muncă, aceștia continuă să trimită la familiile lor bani în țară și familiile din țară supraviețuiesc de la lună la an, la lună cu banii trimiși de românii din străinătate. Asta este realitate și asta trebuie să o spunem tare și clar. Trebuie să ne implicăm nu numai cu gândul la bani, cât și cu gândul la democrație. Domnule Salamon, vorbiți-ne, vă rog, despre organizația pe care o conduceți și o reprezentați. Văd că pe Facebook are câteva sute de abonați. Aveți filiale în mai multe localități, aveți membri activi noi, sunt oameni noi, sunt oameni mai vechi, au ajuns vreodată în funcții publice cu drapelul Partidului Verde sau din alte partide. Care e situația? Nu avem oameni, foști oameni în funcții înalte, prin prisma unui partid. Avem niște oameni, vrem să facem o organizație care să fie, probabil, noi ne dorim să fie cea mai sănătoasă din partid. Vrem să ne mândrim. De oameni noi, neimplicați până acum. Absolut, absolut. Cu siguranță vor veni și din alte partide, pentru că deja sunt oameni care ne caută. Nu avem membri activi foarte, foarte mulți, suntem foarte puțini, după cum se vede și prezența noastră, dar și timpul care ne ajută să ne împiedică să da, aveți nu ne cod prezentăm. Portocaliu acolo, am auzit că chiar dumneavoastră pe lângă casa ați avut un râu care v-a măturat totul din curte, deci e dificil. Totuși alegerile vin, se pare că a fost numită deja data alegerilor locale și presupun că vreți să vă implicați. Cu siguranță eu personal mă implic, mai sunt niște persoane din un oraș Rosnov, se numește un orășel, să-i spunem așa, este o persoană care vrea să se implice, să candideze la alegeri locale. Eu mai sunt câteva persoane care se gândesc, încă mai au timp, încă le mai dăm timp o săptămână să se mai gândească. Vrem să facem o politică cât se poate de curată, cât se poate de normală, neagresivă, adică nu cred în politică agresivă sub nicio formă, pe mine nu mă interesează nici Iohannis, nici Băsescu, nici Iliescu, nici nimeni, pur și simplu ies afară și văd că nu-i bine. Și atunci, nu-i interesant ce fac ei, n-am timp să mă preocup de ce fac ei, am timp să mă preocup să caut soluții. Soluțiile sunt cele mai importante. Dacă noi stăm acum și ne uităm la toți clovnii ăștia care apar la TV și pe Facebook, n-am făcut decât să pierdem timpul și jucăm jocurile lor. Noi ar trebui să ne preocupăm de o strategie, o bună strategie prin care să atingem locurile pe care ei nu le-au atins din aroganță niciodată. Adică e un lucru bun. Eu cred în chestia asta și dacă ne facem bine calculele, o să avem șanse destul de mari. Și dacă vor oamenii să vă găsească și să adere, găsesc telefonul dumneavoastră de contact pe site-ul verzii.ro sau partidulverde.ro ori pe Facebook, pe pagina Partidul Verde Neamț, Județul Neamț sau cum se numește, vă pot găsi, vă pot contacta direct ca să, nu știu, să se intereseze despre prevederile statutare, despre... Și mai este încă o soluție și cei care ne ascultă trebuie să știe că chiar dacă
Domnul este, colegul nostru este din Neamț și poate nu-l cunoaște. Toți cei care ne urmăresc pot să ia legătura cu cei care suntem mai activi pe Facebook sau să contacteze orice pagină de Facebook, indiferent că este Scandinavia, Germania, Italia, și sigur va primi un răspuns. Îi vom ajuta să ia contact cu cei din țară, de asemenea cei din țară. Dacă cunosc pe cineva din diaspora, pot să dea acest pont mai departe. Deci avem și site-urile care le-a enumerat Oleg, avem un numere de telefon pe site, se poate lua legătura cu noi aproape de peste tot din lume, în special și în special din anumite țări din diaspora, unde deja există construită în câteva luni de zile o frumoasă filială pe diaspora, activă cu oameni tineri, dar și cu oameni din diferite vârste, femei, bărbați, și care poate să facă față din ce cunosc eu acum, ce cunosc, poate să facă oricând față oricărei funcții politice. Și în acest sens încercăm și în România să aducem asemenea oameni, așa că curaj, contactați Partidul Verde, urmăriți paginile Partidul Verde, Partidul Verde Diaspora, pagina domnului Florin Călinescu, dați like și follow, dați like la domnul de la Neamț, Partidul Verde Neamț, și uite așa o să creștem încet cu încet și trageți-i de mânecă pe fiecare om verde care îl găsiți pe Facebook sau în viața reală. Noi chiar am postat pe pagina noastră Partidul Verde Neamț, neamț@partidulverde.ro, partidulverde.ro, Partidul Verde Diaspora, toate sunt acolo, oricine poate să ne contacteze din orice direcție, fără nicio problemă. Bravo, întrebare pentru dumneavoastră, cum gândiți campania electorală la țară, în condițiile în care există această pandemie? Cum vedeți dumneavoastră? De parcă în oraș ar fi mai ușor. Tocmai că la țară e mai mare distanța socială și poți să vorbești peste gard. De când în oraș te duci, bați la ușă și trebuie să vorbești cu omul la jumătate de metru. Asta e mai mare pericol. Deci mai mare aglomerație în oraș. Eu am și niște idei, dar am lansat o provocare. Okay. Foarte bun. Primim orice idee. Discutăm, oamenii te văd ca exemplu în permanență, te văd. La mine e o chestie foarte frumoasă. Sunt foarte multe persoane care s-au săturat de conducerea actuală. Sunt câteva persoane care chiar mi-au cerut să candidez spre surprinderea conducerii. Și toți oamenii ăștia au venit cu mine, că asta e. Dacă voi mă vreți, și eu vă vreau. De ce nu? Da, bravo. Am fost cu în mai mică și simpatică delegație de la Tampere anul trecut și personal pe mine m-a interesat ca să iau contact cu cât mai mulți verzi din alte țări, să vedem cum au făcut. M-a interesat în special partea asta de campanie electorală și credeți-mă că cele mai bune idei nu le-am găsit la colegii din vest, care au experiență în democrație și așa mai departe, ci am găsit de la colegii din Polonia. Și cred că exemplul care ni se potrivește nouă cel mai bine sunt de la verzii polonezi, fiindcă oarecum și ei erau în această situație, au spart bariera la ultimile alegeri, au spart și ei bariera cu 2 sau 3 parlamentari în Parlamentul polonez. Dar au fost interesat să vorbim cum s-a făcut campania electorală la sate și la orașe. Și la sate în special au găsit niște chestii foarte simple, foarte inventive. Au vorbit cu neamurile, cu prietenele de la sate și au lăsat acolo un banner sau un număr de telefon. Sau au găsit tot felul de idei din astea năstrușnice, și astfel încât lumea i-a votat pe verzi. Eu cred că trebuie să umblăm un pic la imaginația noastră și să căutăm căi alternative ca atât la orașe cât și la sate să duce mesajul mai departe. Și nu cred că este o mare cheltuială dacă la sat 2-3
membrii sau simpatizanți sau poate chiar un simplu să cumpere un banner, dau un exemplu, sau să improvizeze dintr-o bucată de carton, să tragă peste ea un plastic, ceva, și să scrie acolo, votez Florin Călinescu, votez Verzi sau Verzi.ro sau Partidul Verde.ro. Este un semn de solidaritate și va fi vizibil acele lucruri. Lumea, știți cum este la sat, vorbește despre orice noutate. Și cred că un banner sau o poză acolo mare și frumoasă cu logo-ul și cu Florin Călinescu lângă face o foarte mare diferență și sigur o să strice la mulți slujba de la sat de duminică. Sau trebuie să câștigăm încrederea oamenilor activi și nemulțumiți de ce li se întâmplă. Iată, chiar din județul Neamț, de la Bodește, am legătură vreo câteva luni cu un cetățean care a văzut că se face drumul județean pe lângă casa lui și a observat că nu se construiește așa cum a văzut el în Occident că se face. Se face de mântuială, se imită podurile și chiar s-a confirmat pronosticul lui, după prima ploaie drumul acela s-a inundat, proaspăt asfaltat. Și am zis, filmează sau vorbește la cameră și hai să facem presiuni. A stârnit furia primarului încât i l-au bătut pe fiul său, dar omul nu se lasă și mă văd tentat să-l invit să candideze chiar el împotriva primarului. Dacă vede că primarul e incompetent și președintele raionului sau a județului e incompetent și demagog, să facă el mai bine politica. Acum ai plecat puțin în Occident, lucrează să-și hrănească familia, dar astfel de oameni trebuie să încurajăm să-și ia soarta în mâini și să se implice chiar ei, chiar ele, femeile, în politică și să nu zică până acum ne-au furat, ne-au mințit, hai să facem noi altfel, să facem mai bine. Ca omul de la Bodești de Neamț. Da, la exact, Bodești sunt niște candidați destul de buni. Se bat la câteva locuri de câțiva ani. Care sunt grijile nemțenilor în ajun de alegeri locale, de exemplu? Drumuri proaste, lipsă cam peste tot de canalizare, apă potabilă neverificată. Am văzut o investigație Rice în care spune că majoritatea surselor de apă nu sunt verificate și deci apa e contaminată cu nitrați, chiar cu microorganisme periculoase, cu agenți patogeni și autorităților nu prea le pasă. Nici celor care trebuie să verifice, nici celor care trebuie să asigure. În general, autoritățile nu fac caz nici unei persoane care vine, dar sunt și informații eronate. Eu nu m-aș duce așa și nu aș afirma niște informații de tipul ăsta. Eu personal nu am văzut analize făcute, nici nu am văzut să refuze cineva vreo analiză, sub nicio formă, atunci nu pot să confirm treaba asta. Știm că sunt și foarte mulți oameni răi, dar problema foarte mare la noi e că s-au făcut niște familii, niște familii în politica nemțeană. Ca să nu le zicem oricum, clanuri. Da, clanuri era, dar eu mă exprim modest întotdeauna. Am evitat cuvântul. Și atunci toate se fac între ei, în familie. E foarte greu să-i bați. Și pur și simplu, ca și cu parcările. A fost o chestie a primăriei, până la urmă s-au despărțit de primărie, dar fac lucrurile tot împreună, pentru că împart banii altfel. Până atunci, eu cred că toți banii de la parking intrau în primărie, erau greu de împărțit. Acum s-au despărțit ei și împart două, trei persoane. Deci, logic. Exact. Preiau tot pământul de acolo, preiau toate chestiile, nu poți să faci nimic absolut din cauza lor. Și așa, și nu îți dau voie la nimic. Inclusiv... Asta înseamnă că acolo nu există o opoziție reală, ci este doar la cost de stradă și eventual, mă scuzați că dau exemplu, dar tot de la țara este, există primarul, biserica, polițistul, mă rog, milițianul cum era mai de minte și birtul. Erau cele patru instituții și dacă noi trecem de faza asta de neimplicare activă, nu se va realiza nimica. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră, sunteți decis ca să solicitați pe legea transparenței publice
544 niște situații în ceea ce privește, dau un exemplu, bugetul localității, unde s-au dus banii sătenilor, ce proiecte s-au făcut, consilierii primari trebuie să afișeze, să informeze lumea. Lucrurile astea, eu știu din proprie experiență că nu se fac. Cum este la dumneavoastră și dacă sunteți deciși să faceți aceste analize? Suntem analize nu neapărat de apă, deși și asta le puteți cere scris. Noi am pornit o discuție chiar înainte să intrați și discuția era despre o campanie pe care am pornit-o, o campanie de informare, în care oamenii sunt informați cu toate drepturile și datoriile pe care le au, dar la modul real. Da. Pentru că omul nu poate să facă o plângere în fața cuiva care nu-l bagă în seamă, sub nicio formă. Dar știe, o să știe cum să meargă să-l ia de urechi. Care sunt drepturile lui? Cum poate fi tras de urechi? Uite de forma asta. În ce formă? Am o informație pe care am reușit să o cunosc. Da? Am o problemă și merg la primărie. Și de la birou de jos mă trimite la birou de sus, de sus mă trimite iar jos, până la urmă ajunge la secretar și secretarul îi rupe hârtia în față. Și întrebarea mea era, față de om, de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că te duci aplecat în fața lor. Nu trebuie să te duci aplecat pentru că îți ceri drepturile tale. Ai dreptul la informare. Informare la noi nu înseamnă că vine cineva și spune o hârtie pe perete. Informare înseamnă să fii informat despre tot absolut. Cum era discuția și de apă. Apa e analizată, se poate bea. Este birou de informare. Puteți să-l trageți de urechi pe primar din cauza la lucrurile care s-au făcut. Oamenii nu știu ce înseamnă consilier. Oamenii încă cred că consilierii sunt angajați în primăriei. Sunt consilierii primăriei. Nu, fraților. Consilierii sunt consilierii oamenilor din comunitate. Ei sunt primii. Da. E adevărat că primarul, primărița poate să-și angajeze niște consilieri, mai ales pe orașe. Da, dar e confuzie de termen, mare. Da. Consilierul primarului. Unul e ales și altul e angajat. Da. Absolut. Nu, exact. Stați un pic, este caz foarte simplu ăsta. La primăria Pojorâtă, acolo unde există acea problemă cu groapa de gunoi din vârf de munte, ca să vedeți ce ciudățenie, acolo sunt neamuri sau familii. Deci cu același număr. Deci acum dacă deschideți primăria Pojorâtă și dați la consilieri, veți vedea că sunt grupați pe clanuri și pe acolo este mafia PMP-PNL. Să nu uităm de PMP, care este iarăși o problemă foarte mare. Sunt inundații în România. Ce ați putea dumneavoastră face referitor la calitatea apei, fiindcă în această perioadă calitatea apei din fântâni, din Păraie, unde oamenii dau să folosesc de apă, dau la animale, ce puteți dumneavoastră face în mod concret? Puteți cere primăriei să facă analiza la apă? Dau un exemplu. Fără discuție, foarte clar, e în drept a fiecărui cetățean. Pot să fac și eu, pot să fac orice cetățean din comunitate. Fără discuție, doar că nu o știu majoritatea. Sau n-au curaj, nu îndrăznesc. Și nici nu trebuie să mergem foarte departe. De ce să criticăm pe cei din provincie sau de la țară, când iată aici în București de câteva luni o treime din populație nu are apă caldă și asta în oraș, pe timp de pandemie, pe timp de caniculă, e insuportabil, insalubru, nesănătos. Și le zic, tot încerc să trag de ei, hai să facem proteste, chiar dacă legea nu prea permite proteste, dar să ieșim, nu știu, măcar un protest virtual sau măcar 10 oameni în fața unei instituții, la distanță de 5 metri. Nu, ezită. Nu avem cultura împotrivirii, a rezistenței, a protestului. Trebuie să începem de la zero, parcă, democrație, să o învățăm. Exact. Vreau să insist un pic în ce înseamnă campania de informare pe care am pornit-o. Și am pornit-o pe un grup pe Facebook, se numește Club PFP, adică Politici Fără Partid. Da?
unde absolut nu ne atingem de politică. Absolut nu ne atingem de politică. Mergem cumva paralel. Și le explicăm oamenilor, bă, fraților, eu am venit aici să vorbesc cu voi. Știți ceva despre chestia asta? Scoateți o Constituție din buzunar. Bineînțeles că oamenii nu au. Păi, acasă aveți să aduceți una data viitoare? N-avem. Ok, vă aduc eu. Pentru că e foarte clar că nu știți absolut nimic. Și din cauza asta se întâmplă. Ei mă întreabă cum pot eu să vorbesc cu un senator sau cum pot să mă duc în fața primarului. Ia uite așa, drept, pentru că sunt niște angajați ai comunității, sunt angajații noștri. Ei ne reprezintă durerile pe care le avem. În momentul în care noi pornim cu campania asta, foarte bine oamenii o să înțeleagă care sunt drepturile lor și îndatoririle, pentru că, repet, avem și îndatoriri. Asta putem să facem noi, pentru că sunt foarte multe persoane care ridică vocea și pe Facebook și în mass media, peste tot, unde te uiți, toată lumea știe, tot se pricep. Fraților, dacă vă pricepeți așa de bine, haideți împreună să mișcăm ceva. Dacă e marea majoritate a oamenilor din România, ei cunosc problemele, știu toți. Nu rămâne decât să-i luăm și să pornim împreună. Există ideea în care oamenii spun, da, bă, dar și tu ești un partid, ești o javră politică, există, exprimă N, iar am fost modest. Și tot politicieni sunteți. Păi nu suntem politicieni, hai să facem cu organizație. Cu organizație mergem. Da, fraților, dar organizația respectivă, în momentul în care trebuie să-și expună ideea, trebuie să se transforme într-un partid, altfel nu poți participa la alegeri. Abia atunci înțeleg ei de fapt ce înseamnă un partid. Pentru că până atunci te confundă cu toate partidele. Ei, explicația e foarte simplă. Cum îmi demonstrezi tu mie că o să faci bine? Foarte ușor. Vii lângă mine și o să vezi tot ce fac eu. Da, puterea exemplului. Exact. Puterea exemplului. Exact. Mai este, în special la țară, dar nu numai la țară, există o mentalitate în cetățenii, domnule, nu se schimbă nimic și așa mai departe, toți sunt la fel. Și chiar în această perioadă de preelectorală, de fapt, unele partide au început deja campania electorală, să fim foarte bine înțeleși. Există această mentalitate că nu se va schimba nimic și așa mai departe. La dumneavoastră în zonă, care este pulsul referitor la acest aspect? Și cum vedeți dumneavoastră, apropo de exemplu propriu, exemplu dumneavoastră, cum ați vedea să diversificați aceste exemple? Să spunem doar că eu nu mă refer la județ, dar dacă discutăm pe parte de rural, discutăm altfel. Exemplele sunt relativ ușoare. Niciodată nu mergem cu o discuție super elevată în fața unui om de la țară, de nivel mijlociu sau mai scăzut, să discutăm diplomatic, să discutăm elevat cu ei și la sfârșit să spună, bă, mulțam, fain, n-am înțeles nimic. Adică mergem și discutăm pe limba lor. Foarte simplu, să lăsăm orgolile deoparte, lăsăm domniile și costumele deoparte și mergem și discutăm frumos cu omul. Și spunem omului verde în față ce se întâmplă. Iar dacă ei merg în continuare cu plasa aia, cu sacoșa care o primea până acum, trebuie să gândească că trebuie să le ajungă încă 4 ani. Nicio problemă. Economie poate să țină post 4 ani și le ajunge plasa aia. Dacă nu se meargă foarte bine, să se gândească la condițiile pe care le au, să se gândească la copiilor și la ce înseamnă viitorul, pentru că fiecare e foarte ușor să te plângi și foarte, foarte greu să faci pasul înainte. Nu contează, nu trebuie să faci mai mult decât să faci un singur pas, dar să-l faci. Vrei să-l faci spre bine sau vrei să-l rămâi în noroiul tău? Vrei să faci pasul? Ok, hai că-l facem împreună. Vă referiți la cadouri electorale care sunt interzise prin lege, sunt penale și dacă pot fi documentate, ar fi motiv de scoatere din curs a candidaților care practică astfel de activitate. Abia aștept să-i văd. Deci trebuie să le spună și oamenilor că ceea ce li se dă e un măr otrăvit și eventual spuneți-le, acceptați cadoul, dar la vot faceți ce vreți pentru că intrați în cabina de vot și e vot secret, dar puteți să faceți un bine și mai mare documentând cumva asta video, audio, mărturisind și să încercăm să oprim flagelul pentru că nu o să ajungem departe dacă o să continuăm să dăm și să luăm cadouri electorale. Eu cred că dacă primești
Exact, dacă primesc oamenii acum, după 30 de ani de zile, primesc geci de la PSD, PNL, cred că acele geci nici măcar la graj nu sunt bune. Așadar, trebuie Da. făcut oamenii, exact, trebuie făcut oamenii să înțeleagă că există posibilitatea unei schimbări și, cum a spus mai înainte referitor la exemplu propriu, să vină alături să vadă despre ce este vorba, fiindcă și la sate, deși par lucrurile mult mai simple, de multe ori sunt mult mai dificile. Și aici mă refer în special la această problemă a deșeurilor, rampelor de gunoi. Și țin minte o filmare de acum 2-3 luni de zile de la Moldovița, din Bucovina, unde efectiv primarul a dat dispoziție ca gunoaiele lăsate de către localnici să fie malaxate cu pietrișul din albia râului, astfel încât să nu mai existe gunoi. Cum este situația la dumneavoastră? Nu suntem chiar acolo. Merge de o formă destul de organizată. Mai sunt locuri în care mai sunt vecini, sunt oameni care nu respectă nimic. În schimb, avem o chestie foarte mișto aici, camere de luat vederi, ești urmărit în permanență, își permit, așa zise noștri mici Dumnezei de la primărie, își permit să-și facă legile proprii. Inclusiv în premieră pe țară, soția mea a primit două preavize în decurs de 3 luni, duse până la capăt. Din cauza că existăm, din cauza că suntem un, apropo, mi s-a întâmplat ceva de foarte recent, săptămâna trecută, am avut pe parte personală, am vrut să mă interesez de niște aspecte la Autoritatea Electorală Permanentă și am constatat că dezbaterile publice se fac mimate, niște simulacre de dezbatere publice, online, în condițiile în care avem posibilitate să în era aceasta să solicităm ca dezbaterile publice să se facă online și asta inclusiv la sate. Și cred că este o idee bună ca dumneavoastră să cereți acolo unde sunteți, în orășele, în municipii, la sate, astfel încât dezbaterile publice să se facă cu cel puțin anunțate cu cel puțin o săptămână înainte și uite așa această idee a verzilor poate fi pusă în aplicare de către toți verzii la nivel de țară. Și, aici, și acolo puteți cere tot felul de suplimentar de discuții pe diferite teme, de la buget până la, eu știu, groapă de gunoi, amendarea unor cetățeni care aruncă gunoi sau amenajarea unei gropi de gunoi bine făcută, dacă firma de salubritate vine la timp, etc., etc. Deci sunt multe, multe idei. Mie doar îmi vine da. Așa. Eu am undeva în jurul a 72 de proiecte pentru localitatea asta. M-am pregătit un pic ca să pot să candidez. Dacă ar fi să reușesc, aș scoate din comuna asta ceva extraordinar. Sper. În general, nu promit, nu fac nicio promisiune, dar proiectele sunt de așa natură încât ar scoate în evidență tot ce poate exista bun într-un om și într-o comună. În momentul ăsta nu se poate, pentru că inclusiv proiectele care le am pe parte socială se referă la oameni care nu au bani să-și plătească. Salubritatea vine regulat, își face treaba, nu e nicio problemă, și cu plastic și cu tot absolut, dar sunt persoane care nu-și permit să plătească suma respectivă. Și atunci ar trebui găsit o soluție cu ei. Eu aș face un fel de schimb între ceva ce ar putea să dea ei comunității, nu primăriei, comunității, să facă ceva în schimb a plății pentru salubritate. Și atunci nu ar mai fi nimeni obligat să arunce aiurea în diferite locuri gunoi. Aș face ceva dar, pentru chestia. Exact, dar asta înseamnă că tot prin exemplu propriu să avansați în ședințele de Consiliu aceste propuneri să fie votate,
poate chiar o dezbatere, poate chiar două pe această temă și poate veți convinge și sătenii și Consiliul să voteze. Și aici mi-aduc în sar în minte acele ajutoare care se dau la primării celor care nu fac prea multe lucruri pentru localitate, ba mai mult distrug, și ajutoarele sociale să fie date celor care dau un exemplu, poate n-au o mână sau nu au probleme de mobilitate, etc. Și oamenii care sunt sănătoși și care până atunci au primit bani, de, bani să stea degeaba, ar putea fi transformați în poate chiar locuri de muncă, dau un exemplu. 4 ore pe... Exact. Deci eu cred că se poate lucra pe diferite paliere cu bugetul localității, implica oamenii și cât mai puțină risipă. Apropo, câți oameni fără loc de muncă procentual ar fi la dumneavoastră în localitate? Foarte mulți. Foarte mulți oameni și sunt foarte mulți care trăiesc din asistență socială. Proiectele pe care le-am făcut merg de așa natură încât eu aș putea să mă gândesc la o formă prin care bugetul pe care îl primește primăria pur și simplu să nu fie, să fie ceva de nebăgat în seamă, din cauza că autoadministrarea localității ar fi atât de puternică încât nu te-ar mai interesa sau nu ai avea niciun motiv să spui: domnule, nu mi-ajunge bugetul. Pur și simplu nu am la ce să mă uit la buget decât să-l folosesc în scopuri clare și corecte. Iar restul, din ce se poate din administrație locală, din autoadministrare, să fie tot ce se poate ocupa de studii, de locuri de muncă. Pur și simplu, între proiectele pe care le am, vin undeva la vreo 600 de locuri de muncă, proiecte care sunt unice la nivel european, proiecte, o grămadă, cursuri, reluată tradiția, readusă tradiția, apropierea între oameni, partea cu religia să se combine foarte, foarte bine cu comunitatea în care suntem. Tradițiile cu educația civică. Cu educația civică. Tot, absolut. Am discutat cu foarte multe persoane. Avem profesori, avem pompieri, poliție, antidrog, parte sanitară, toți care vin, ne vin în ajutor. Doar să avem cu cine. Am încercat să fac, eu chiar în legătură cu ce spuneați mai devreme, chiar am vrut să fac am o asociație care are ca obiectiv principal îngrijire la domiciliu. Am vrut să le fac aici, pe plan local, în comună. Bineînțeles că am fost dat la o parte, pentru că dacă n-am vrut să colaborez cu primăria și să le dau lor tot ce aveam, n-au fost de acord. Am primit niște ajutoare din Franța sub formă de materiale medicale, ce înseamnă paturi cu telecomandă, scaune cu rotile, cadre de diferite forme, pampers, foarte, foarte multe lucruri. Inclusiv un dispensar cu punct de urgență. Dispensar cu punct de urgență înseamnă ceva foarte, foarte puternic. O stomatologie la care lipsesc doar zidurile. În rest, este totul. Totul l-am depozitat. Dar n-am avut cum să fac, din cauza că primăria îmi cerea să administreze ei toate materialele. Nu. Îmi pare foarte rău. Nu o să fac campanie. Este un caz tipic și având în vedere că este an electoral, știți ce doreau ei să facă? Să ia ajutoarele dumneavoastră și după aia în campanie electorală să se laude, să-și rupă ei cam așa cât de grozav sunt ei pe munca altora. Și eu cred că acum este rândul ca să li se întoarcă și dumneavoastră să beneficiați de atenția comunității. Și apropo, chiar ar fi o bună idee din punctul meu de vedere ca să cereți un spațiu pentru lucrurile care sunt donate. Poate aveți poate are primăria un spațiu care necesită doar renovat. Dau un exemplu. Să nu le mai țineți. Pentru mine nu există. Exact. Asta vreau să spun, fiindcă știu de atunci când mă implicam pe parte umanitară, lăsam poate ajutoarele într-un anumit loc, în spații care nu erau tocmai propice și într-o lună, două, dacă nu erau folosite acele ajutoare, riscau să mai bine să le arunci. Deci nu mai este un ajutor.
și este păcat de ceea ce ați realizat să nu fie folosit de către comunitate. Asta vreau să zic. Dar este folosit. Asta am vrut să spun. Chiar dacă n-am ajuns la un acord cu ei, ei mi-au dat un spațiu, un spațiu pe care eu să fac îngrijirea domiciliu. Contractul cu casa de sănătate nu poate fi mai mic decât un an. Ei mi-au dat spațiu pe 6 luni, în care eu trebuia să fac o grămadă de activități cu copii și bătrâni, în toate direcțiile, da? Persoane defavorizate, fiind în apropierea iernii. Nu era niciun calorifer, nu era apă curentă, nu era nimic absolut decât curent, decât electricitate. Nu am avut cum să fac. Deci știau chestia asta și au vrut să pună la probă. Bineînțeles că până la urmă m-au scos de acolo, când am ajuns la niciun acord, inclusiv secretarul de aici venea că avea nevoie și el de un pat și i-am spus să-mi aducă o hârtie de la medic, adă-mi hârtie de la medic că ești cu handicap și eu îți dau cadou un pat din ăsta cu telecomandă ca să-ți placă și ție. Da. Acolo s-a terminat și mi-am făcut dușman, că n-am vrut să le dau. Dar noi am continuat mai departe și promisiunea pe care am făcut-o în comunitatea asta, în Gârcina, Comuna Gârcina, tot ce am dat material am dat gratis. Chiar dacă oamenii vreau să ne ofere, că e din obișnuință să ofereau bani, ba ciocolată, ba fructe, ba orice, numai să iei ceva de la ei. Fraților, dacă mai veniți cu așa ceva, nu mai trecem pe la voi. Și au învățat chestia asta. Le-am dat toate materialele gratis, fără nici absolut nimic. Dacă veneau pentru o persoană din afara comunității, foarte clar, pe asociația trăiește și ea cu ceva, era nevoie să recuperăm ăia 4.000 de euro pe care i-am cheltuit cu transport, cu tot absolut. Și înțeleg că pentru proiectul ăsta și pentru alte demersuri care le-ați făcut la primărie, mergeați la ședința de Consiliu și acum că și vreați să candidați, probabil vă interesează activitatea Consiliului Local. Dar ia spuneți, vă rog, câți alți cetățeni ați văzut la ședințele în care se discută bugetul public și problemele localității să vină să vadă, să asiste, să știe cum se votează, să-și spună părerea? Mă tem că nu prea. Sunt care merg și ridică probleme destul de serioase, dar ei merg ca un fel de abonați, deja un tip robot, știu ce răspunsuri primesc, știu ce se întâmplă, dar merg în continuu. Se întorc cu coada între picioare și n-au nicio problemă. Și data viitoare iară vin și cu aceeași chestie, cu același răspuns, n-au nicio treabă. Bineînțeles că nici nu sunt informați, unii dintre ei au cunoștință de legi sau au câte un avocat sau un jurist care îi ajută. Da. În schimb, oamenii nu merg. Oamenii trăiesc la țară cu frică. Cu frică. În momentul în care ai discutat de primar sau de secretar sau de vice, Doamne, dar cum pot să mă duc eu să vorbesc cu el? Nu, fiindcă este feudalii locali. Da, Dumnezeii localității, fiindcă se simt amenințați, că știu cazul din Bucovina, eu fiind bucovinean, unde spuneau neamurile mele, domnule, nu mă pun rău cu primarul. Păi, cum să-l crede? Păi de ce? Păi zice, uite, el este veterinar și dacă asta cu el, atunci nu mai vine să-mi facă injecție la văcuță sau să ghilimele să penetreze găina cu actul medical. Dar am fost un pic plastic, sper să nu se supere nimeni pe treaba asta, dar sper să scoatem ceva din toată chestia asta, în sensul că la țară, da, lucrurile sunt un pic diferite. Dar asta este și datorită faptului că există multă frică, idei preconcepute, să nu te superi pe popă, pe milițian, pe primar, pe pădurar și așa mai departe. Deci cam ăștia sunt dumnezeii localităților acolo în localități. Da. Medicul, pe cei de la dispensar, dau un exemplu. Și eu știu când eram mic și mergeam, îmi petreceam vacanțele la țară, toată lumea când venea câte un Dumnezeu din asta, din localitate, toată lumea nu te mai scutea din sărmână, pupați, aș mâncați și așa mai departe. Eu cred că trebuie să ne respectăm, dar în același timp trebuie să fim și franci. Clar. Eu sper
Și aștept ca toate persoanele care cred că au cât de cât inteligență și cred că au cât de cât pricepere să ne ajute în direcția asta. Pentru că împreună cu așa oameni putem să facem. Dacă te strângi un grup și eu cred în formula 5x5-25, dacă ne strângem un grup mic și pornim așa, ne facem marș și împrăștiem informațiile bune foarte, foarte rapid. Doar ca persoanele cât de cât pricepute să colaboreze. Asta e cea mai importantă treabă. Doar există și orgoliu și mândria care spune, băi, eu nu colaborez cu tine, că nu știu ce, că eu am altă problemă. Exact. Pe acest live am pus un link foarte util tinerilor, fiindcă cred că scopul Partidului Verde trebuie să fie și acesta de a informa util. Am pus un link în legătură cu posibilitatea accesării unor fonduri și aici mă refer la cei care doresc să deschidă o afacere și așa mai departe. Și apropo de tineri, cum îi faceți să îi sau mai bine zis, cum ați face să înțeleagă că pot deschide o afacere la ei acasă, în curte, exceptând terele de păduri? Da. Din fericire, o parte din tineret au calificări. Nu-s copii, nu proști cum crede lumea în Moldova. Gândesc foarte bine. Spre surprinderea multora, sunt foarte bine axați, doar că nu au condiții. Chiar m-am ocupat de câțiva tineri care se îndrum spre startup-uri, spre proiecte. Să vedem, să-i ajut în tot ce să pricepeau ei, să-i ajut să facă un plan de afaceri, să vadă unde s-ar potrivi, ce ar putea face, care e concurența, ce înseamnă concurență, tot absolut. Explicații pentru proiecte, pentru dezvoltarea lor, să știe să meargă singuri pe un drum corect înainte, cursuri de antreprenoriat, multe, multe, multe. Bravo, Dar, bravo. la fel de bine, sunt și mulți tineri care nu au studii, nu au curaj să meargă înainte, ba au prins alte direcții mai neortodoxe, direcția alcoolului, drogurilor, nebunilor de pe drum, da. La țară, suntem la țară. Da, Apropo da. de oamenii de la țară, cineva care ne privește, Dimitri Capriș de pe malul Nistrului, vă reproșează, domnule Salamon, nu înjosiți lumea de la sate zicând că nu puteți vorbi cu ei la nivelul dumneavoastră. Ei acum vă vizionează, unii fiind de la țară, și probabil s-au supărat pe dumneavoastră pentru că, iată, a scăzut numărul de spectatori. Eu cred că a scăzut Foarte numărul de rău. spectatori pentru că vorbim deja de o oră și oamenii nu pot să suporte discuții despre politică mai mult de o oră. Cristian Marin de la Foarte rău. Ploiești ne spune că la el în Prahova e jale mare în materie de salubrizare și un alt coleg al nostru chiar din Partidul Verde ne zice să avem grijă să nu primim traseiști. Iată, Doru Rebenciuc zice Partidul Verde trebuie să aibă în vedere să nu facă parte din, să accepte în acest partid nou oportuniști și traseiști politici așa cum s-a întâmplat 28 de ani în urmă, 28, în ultimii 28 de ani în politica românească, în celelalte partide. Dacă vreți, vă rog, Da. niște concluzii și să închidem ca să nu obosim publicul. Eu n-am spus, adică e anume pentru persoana care era cu mesajul, nu am spus că nu poți discuta cu oamenii de la țară. Am spus că pe lângă oamenii care înțeleg așa ceva, sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg. Și atunci, noi nu ne adresăm doar persoanelor cu studii speciale, ne adresăm tuturor oamenilor. Ideea e să ne exprimăm de așa formă încât să ne înțeleagă fiecare cetățean. Asta e cel mai important, cred eu. Cred eu. Dacă am greșit, îmi cer scuze, dar nu cred. Prima dată ar trebui să înțelegem. Iar ce înțelege fiecare din chestia asta, na, nu știu. Îmi pare rău că am lovit indirect, dar Nu, voi. nicio problemă. Este bine să avem idei diferite. Din când în când mai se întâmplă să avem mici divergențe. Este foarte ok așa și bine că până la urmă reușim să ne facem explicabili. Ce aș dori eu să spun la final
Apropo că am vorbit foarte mult de țară, de sate, de rural, este ca să înțeleagă că și aici trebuie să se implice. Cei care realizează acest lucru pot să se implice alături de Partidul Verde, fiindcă este în joc și viitorul localităților la care mă anunc asigur că țin. Există multe probleme comune cu cei care trăiesc la oraș, dar sunt și multe probleme care sunt specifice. Și asta înseamnă că lucrurile care sunt rele trebuie cumva eliminate și primul pas este mersul la vot. Și da, trebuie să călărim primăriile, trebuie să citim administrație publică, trebuie să ne informăm despre anumite legi, deci chestii juridice, trebuie să facem întâlniri cu constătenii, cu cetățenii, poate chiar cu cei care sunt din localitatea vecină. De ce nu? Fiindcă sunt proiecte comune. Dau un exemplu, construirea unei piste de biciclete sau amenajarea unei stații de autobuz sau renovarea împreună cu alte autorități sau unei gări de tren. Dau un exemplu. Sau o stație de epurare pentru două, trei localități. Sau stație de epurare. Sau o rampă pentru depozitarea, prelucrare deșeurilor. Și nu uitați, nu uitați că, apropo, la groapa de gunoi, aici în vest, industria reciclării învârte miliarde și miliarde de euro per țară. Mă înțelegeți? Și ar putea doar acest exemplu ar putea da de muncă. Puteți dezvolta aceste proiecte în cadrul comunităților rurale și mă opresc aici fiindcă îmi curg ideile. Îți curg ideile, dar nu prea curge țeava internetului, adică da, curg râuri de lapte acolo la voi în Occident, dar nu prea aveți internet ca la noi în România. Stimați da, domn, da, vă mulțumesc. Să nu-mi curgă nasul, că după aia mă ia COVID-ul de mână. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Concluzia cea mai importantă mi se pare că vine de la din Neamț, de la domnul Robert Salamon. Ideea e că drepturile omului, una dintre preocupările cele mai importante ale Partidului Verde, drepturile omului nu sunt o chestie elitistă pentru onegiști sau pentru avocați sau pentru politicieni. Drepturile omului ne privesc pe noi toți și dacă nu știm despre drepturi elementare, despre dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la exprimare, avem toți de suferit. Și iată, deci, avem pentru ce să ne adunăm, să ne consolidăm puterile ca să ne apărăm de impostorii care până acum au profitat de necunoașterea drepturilor și de teama de a ne implica în apărarea drepturilor noastre și ale celor de alături de noi. Mulțumesc foarte mult pentru participare, închid aici și vă dau întâlnire cu ocazia următoare. La revedere! Mulțumim! La revedere! La revedere.